Contrabandă de milioane de lei adusă cu bărcile din Ucraina. Un șef de post al poliției de frontieră, un subaltern al acestuia, dar și alte patru persoane au fost reținute de procurorii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale împreună cu ofițerii de investigații. Aceștia sunt suspectați de contrabandă cu cafea, ceai, dar și alte mărfuri. Asta după ce în data de 28 martie oamenii legii i-au reținut în flagrant pe suspecți în timp ce transportau marfa peste Nistru. De asemenea, oamenii legii au descins la domiciliile și în mașinile suspecte în satul Vasilcău din Soroca, unde au depistat mărfuri în valoare de 2 milioane și jumătate de lei. Totodată, forțele de ordine au descoperit și un atelier improvizat, unde suspecții ambalau cafeaua de contrabandă. În urma investigațiilor, oamenii legii au stabilit că bunurile erau transportate din Ucraina cu bărcile pe timp de noapte, după care erau stocate în Republica Moldova, iar ulterior repartizate beneficiarilor. Prin urmare, șase membri ai grupului cu vârste cuprinse între 20 și 51 de ani au fost reținuți, printre care un șef de post al Poliției de Frontieră, dar și un subaltern al acestuia. Procurorii urmează să ceară mandate de arest preventiv pentru suspecți. Dacă vor fi găsiți vinovați, membrii grupării riscă să-și petreacă următorii 10 ani după gratii.